petrecerea aia continua în casa Mireasa la un moment dat pe ringul de dans predominau mamele, erau acolo și câțiva concurenți, Sergiu Marius iar la un moment dat au rămas doar mamele pe ringul de dans și erau melodii așa pe balans iar mamele dansau foarte bine și ei se distrau, am observat și eu că mamele din acest sezon sunt foarte petrecărețe și au observat asta și invitații care au mai venit să cânte Sâmbătă, la începutul petrecerii, chiar în seara aceasta, spunea cineva, chiar Daniela Gheorfi, dacă nu mă înșel, că mamele par foarte tinere și doamna Maria are o ținută altfel decât de obicei. Ei dansează, se distrează și cu siguranță profită și dumnealor de această petrecere, pentru că este ultima pentru dânsele. Săptămâna viitoare va fi petrecerea burlacilor și a burlăcițelor, iar mamele se vor afla într-o cameră de hotel atunci.